Edilii botoșanului se pregătesc să repare câteva străzi din municipiul Botoșani. Au făcut lista cu zonele prioritare, au făcut și calculele necesare, mai așteaptă doar bugetul. În capul listei se află cartierul din spatele școlii numărul 7, o zonă care nu a mai fost reparată din anii 70. Este toată zona din spatele școlii 7. Acolo erau foarte multe alei degradate și am avut nenumărate petiții de la cetățeni, cu precădere bătrâni, care au spus că deplasându-se în zona respectivă, mai ales noaptea sau când afară ningea, au căzut și au rupt mâna și au rupt piciorul. Și am fost la fața locului împreună cu colegii de la Direcția Edilitare, am constatat că într-adevăr zona este foarte, foarte degradată și am început lucrările în toamna anului 2019. Vom termina în cursul anului 2020 respectiva lucrare. Tot în 2020 se va reabilita și zona din capătul străzii teatrului, acolo unde se va turna strat asfaltic, dar se vor moderniza și trotuarele. Următoarea lucrare unde cu siguranță se va intra este capătul străzii teatrului. La intersecția dintre strada Teatrului și strada Mihail Cogălnicianu este acel punct termic în jurul căruia se circulă cu mașinile. Este o zonă degradată, de asemenea este și o parcare în spatele blocurilor. Totul va fi reabilitat și în zona respectivă, dar în acea zonă se va intra în momentul în care vremea va permite acest lucru, pentru că acolo sunt lucrări cu precădere de asfalt. Primăria s-a apucat deja de lucru în zona Curcubeului, acolo unde va fi modernizat întreg cartierul. Lucrările au fost amânate și din cauza lucrărilor la rețeaua de gaz. O altă lucrare unde ne-am dorit din anii trecuți să intrăm este ansamblul Curcubeului. Este un cartier mare, un tronson cuprins între strada Primăverii, strada Octav Onicescu, strada Pacea și bulevardul George Enescu. Am vrut să intrăm în acest cartier încă din anii trecuți, dar societatea Del Gas Grid a avut niște lucrări de înlocuire a conductelor vechi din gaz, de gaz. Și în 2020 vom intra, deja au început lucrările, la o capacitate mai mică de asemenea, și în acest cartier. Totodată vor avea loc lucrări de reabilitare pe străzile pietruite, dar și reparații pe strada Petru Rareș, Zorilor și cartierul Grivița.